Bună, prieteni, 240 de ani de la începutul răscoalei lui Horea, ai obagilor români și maghiari din Transilvania, condusă de Horea, Cloșca și Crișan. 2 noiembrie 1784 a izbucnit, se fac deci 240 de ani. La anul, pe 28 februarie, se vor face tot 240 de ani de la deznodământul răscoalei, martiriului Horea și Cloșca trași pe roată pentru că au luptat pentru binele poporului. De ce s-a răscolat cobagii? Fiindcă erau foarte, foarte asupriți. Iovagii erau un fel de semisclavi. Ei trebuiau să muncească pe domeniile stăpânului, după cum știm, pentru că ei nu aveau pământ, ci doar luau în arendă pământ de la stăpâni. Și iobagul trebuia să muncească atât pe pământul luat în arendă, cât și pe pământul moșierului, nobilului. El trebuia să muncească pe pământul nobilului 4 zile pe săptămână, ceea ce înseamnă că abia 3 zile pe săptămână putea să muncească pe petecul lui de pământ. Deci era rob toată săptămâna, toată luna, tot anul. Trebuia de asemenea să plătească, să dea nobilului o parte din recoltă, a noua sau a zecea parte din recoltă nobilului și a noua sau a zecea parte din recoltă preotului catolic sau reformat, deoarece numai aceștia erau considerate religii acceptate în Transilvania cu drepturi depline, ortodoxi și erau numai tolerați, deși erau majoritari. Trebuia de asemenea să plătească o oaie cu miel din 10 stăpânului. Deci erau practic aproape ca un fel de sclavi. Viața lor nu se deosebea prea mult de viața sclavilor. Răscoala a fost condusă de Horea, pe numele lui era Nicola Ursu, care spunea țăranilor că răscoala este cu voia împăratului de la Viena, Iosif al II-lea, care i-ar fi dat voie să pornească o răscoală împotriva nobililor unguri. În realitate, Iosif al II-lea numai s-a folosit de Horea și când a văzut că răscoala ia avânt, a intrat în luptă împotriva acestuia. Deci răscoala a început pe 2 noiembrie 1784 în satul Curechiu din munții Apuseni, o populație, chiar dacă la răscoala au participat și iobagi unguri, totuși, răscoala a izbucnit într-o zonă cu populație compact românească. Munții Apuseni erau în Transilvania o zonă cu populație compact românească. Și iobagii români au fost forța principală a răscoalei. Chiar dacă se vor alătura și iobagi unguri, care o duceau și ei în linii mari la fel de rău ca iobagii români. În multe locuri, în unele cazuri, nobilii au fost uciși. Nu foarte mulți. Dar fenomenul cel mai caracteristic al răscoalei a fost obligarea în masă a nobililor maghiari să se boteze în legea ortodoxă, să se boteze ortodox, să treacă practic în condiția iobagilor, să se lepede de nobilime și să treacă în condiția iobagilor. Numai în două localități, Abrud și Roșia, au fost botezați forțat în legea ortodoxă 1122 de nobili unguri. Iar în alte locuri, fetele nobililor unguri au fost obligate să se mărite cu iobagi români. Greșeala lui Horea a fost că a crezut sincer în cuvântul împăratului. Și când am văzut că împăratul intră în luptă împotriva lui și de partea nobililor, trădându-l astfel practic pe Horea și pe țărani, a cerut întâi un armistițiu, pe urmă s-a refugiat în Codri, sperând că după ce va trece iarna va putea să-și readune forțele și să reînceapă lupta. Din nenorocire, Horea va fi trădat tocmai de țăranii români, de nouă țărani români. Hai să nu vă spun acum vorbe nedrepte. 9 țărani români trădători l-au trădat pe Horea și în fruntea lor se afla un popă, Popa Moise din Cărpeniș. Deci trădătorii erau conduși de un popă, de un popă ortodox, de un popă român. L-au dat pe Horea și pe Cloșca pe mâna și pe Crișan și pe mâna autorităților
imperiale. Au fost condamnați la moarte prin tragere pe roată. Crișan, știți povestea, s-a spânzurat în închisoare. Horea și Cloșca au fost trași pe roată în fața a peste 2500 de țărani, adunați câte 6 din fiecare sat. Cloșca a primit 20 de lovituri de roată. Vă dați seama ce chin cumplit să primești 20 de lovituri de roată, după care a murit, în timp ce Horea a murit numai după 2. Se spune că ultimele lui cuvinte au fost: mor pentru popor. Răscoala a avut totuși anumite urmări, în sensul că țăranii au fost eliberați din iobăgie, dar nu li s-a dat pământ, de rămânând astfel un fel de semi-iobagi. Deci, practic tot nobilii au rămas la putere în Transilvania. Vă mulțumesc, sper să ne revenim cât mai curând. Cinste martirilor țărani, cinste martirilor din rândul țărănimii și muncitorimii.